Servus, dragilor! Azi avem o invitată pe care eu o ador. O cheamă Queenie. Este un corgi, absolut. Unul din căței mei preferați, cu care m-am întâlnit vreodată. Și mama ei, pe care o cheamă Alexandra Irod, și care este, în afară de mamă de Queenie, psihoterapeut, cu o specializare foarte complicată. O să povestim despre asta. Îi mulțumesc tare mult că a venit. În cele din urmă am vânat-o mult. Mulțumesc pentru răbdare, Olivia. Mă bucur că am ajuns. Sunt foarte fericită că sunteți aici. Și noi. Și Queenie și tu. Da. Queenie doarme sub masă, nu... Mă rog, supervizează de sub masă. O să o vedeți un pic mai târziu. Este foarte frumoasă și foarte cuminte. Și adorabilă. Și așa. Dar să vorbim cu Alexandra. Corgi. Știi că noi întotdeauna începem cu povestea cățelului. Corgi, o alegere excelentă, una din rasele mele preferate. Niște câini absolut minunați. Sunt. Cum ai ajuns la corgi? Știam rasa, cred, de când cu regina Elisabeta și știind că ea avea foarte mulți corgi. Și-a avut pe parcursul vieții, înțelesesem vreo 70 și acolo cred că i-am văzut prima oară rasa, am luat contact cu ea și apoi am căutat câteva lucruri, am început să văd și online tot felul de filmulețe cu ei și mi se păreau foarte amuzanți și simpatici. Și am căutat despre temperament, personalitate și am văzut că sunt mai degrabă câini echilibrați și mă interesa și o rasă pe care s-o pot avea în apartament, s-o pot crește într-un apartament fără să o chinui. Și îmi doream fie un corgi, fie un labrador, sincer. A fost așa o analiză între cele două rase, dar m-am gândit că labradorul tocmai are nevoie de multă mișcare. Așa și cum sunt toată ziua în ședințe, treburi de terapie, am zis că mai degrabă l-aș chinui în apartament și am înclinat balanța către corgi și a fost o alegere grozavă. Da, o alegere grozavă. Queenie are și un temperament extraordinar, dar în general n-am corgi țăcăniți, n-am văzut până acum. Chiar sunt niște câini super faini. Foarte și da, uite, așa se face. Așa se face. Mă uit, ok, sunt frumoși, sunt drăguți, sunt spectaculoși, sunt așa, dar ne uităm la temperament, că până la urmă cu la trăiești în casă. Da, da. Foarte bine ați ales. Cum a fost cu Queenie la început? Adică s-a dovedit a fi ce îți doreai? Păi când m-am dus prima oară, m-am văzut întâmplător un anunț pe Facebook, încă nu eram hotărâtă 100% să îi iau câine, mă gândeam că e o responsabilitate mare, trebuie să am mai mult timp și tot oscilam în decizia asta. Și am văzut întâmplător un anunț, o postare de la Alex și Carmen, care o au pe mama lui Queenie și anume Bini. Bini a fost acolo, nu neapărat coincidență, dar Bini a fost tot clienta noastră și a fost la noi la dresaj și cu mine a fost în ring când și-a luat calificativele Best of Breed pe care le merita. Și da, ei cred că te-au trimis la noi după aceea. Da. Da, norocul meu. De la ei am asta ajuns la tine. Meu. Și erau trei fetițe pe care le aveau. Și când am mers, celelalte erau mult mai energice, mult mai active, veneau, se gudurau, erau foarte simpatice. Queenie, când a ieșit din dormitor și a ajuns în sfragerie, s-a dus sub comodă de televizor și s-a culcat. Și am zis, ia e. Perfect. Așa mi-am ales eu pisica, prima mea pisică. Intrasem acolo într-o magazie, erau niște pisicuțe abandonate, am văzut la fel un anunț pe Facebook, nu e același lucru cu pisicuțele abandonate și cu câinii de rasă, cu pedigriu, cu așa. Și erau mai multe în magazie și era una care dormea, a trebuit să sar peste ea și pe aia am luat-o. Într-adevăr s-a dovedit a fi un cățel foarte cuminte, dacă stai la apartament și ai multă treabă, asta cum ai tu, da. Îți alegi o rasă cu o energie medie, mică, ăștia o energie medie totuși, nu da, sunt da. Niște liniștiți, că totuși sunt niște câini întors. Da, au nevoie. Și îți alegi exemplarul, ăla cel mai, nu ăla care vine la tine și care e probabil cel mai dominant, ci ăla cel mai liniștit. Că... Știu că la tine am auzit asta, apropo de mitul ăsta cu câinii care vin la noi și cum îi alegem și... La mine am simțit mai mult că e legat de energia asta, da, să da. Ne fim pe aceeași. Să ne relaxăm împreună. Lungime de undă, să ne relaxăm, da. Și a fost ușor, greu cu ea, ca papi?
Cred că a fost un pic mai dificil la început cu nevoile și faptul că nu puteam să scot afară până când am terminat seria de vaccinuri. Și trebuia să fiu mai alertă după ea, pe unde făcea, uneori nimerea pedul, alteori nu. Dar după ce a început să iasă afară a fost mult mai simplu și n-am avut niciodată probleme, nu știu, să fie cazul să roadă lucruri în casă. Cred că doar șireturile de la Adidas mai rodea câteodată la ele când o lăsam un pic singură în casă. La început cred că o lăsam așa cam jumătate de oră, o oră, mai fugeam la sport, veneam repede înapoi și mai găseam câte un șiret mâncat, dar în rest nu. Nu distrugea nimic în casă, a fost foarte, foarte cu minte. Și ne-am înțeles bine și a ajutat foarte mult că am început și cu tine dresajul, cred că avea cât 3 luni, jumate, 4, foarte repede după ce am început să o scoatem afară. Cred că m-ai sunat, nu știu dacă își terminase vaccinurile. Încă nu, când cred că mai văzut. Erau vreo 2-3 săptămâni, da. Și după aia asta cu dresajul la fel a fost grozav că a prins foarte repede. Da, cu inii a mers, e mai deșteaptă decât mine. A mers spectaculos. Da, v-ați înțeles foarte bine. Și de atunci lucrurile s-au regulat. Da, de principiu, da. E tare, mă bucur. Da, mă tot bate gândul să mă iau un corgi. Dan încă nu știe. Dar mi-aș lua un corgi. Susțin și eu mă gândesc să-l iau pe al doilea, dar mai aștept un pic. Și recomanda? Pentru ce fel de oameni recomanda rasa aceasta? Cred că, în primul rând, pentru oameni care locuiesc într-un spațiu cum e un apartament, care poate n-au curte, n-au la fel de mult timp la dispoziție să iasă de multe ori în parc sau să stea cu orele, cum ar fi fost cazul cu un labrador. Eu scot cam de 3 ori pe zi și stăm cam jumătate de oră. Seara încerc să stau mai mult cu ea. Când termin treaba, ieșim la o plimbare mai lungă. Dar nici ea nu e. Adică deja după o oră scoate limba de oboseală și s-ar culca imediat. Și în rest, mi se pare că e un câine foarte echilibrat și ascultător. Nu știu dacă așa e ea. Ca s-au și făcut lucrurile de la început. Dar cred că și rasa. Da, da, plus asta. Cum trebuie. Am avut dresajul încă de la început. Nu neapărat dresajul, care e important, ci socializarea făcută corect, abordarea corect, uite, felul tău de a fi, care este foarte calm. Asta a influențat foarte mult cățelul, pentru că dacă ai un, eu asta am observat, dacă ai un stăpân agitat și anxios și stresat și care îl smucește, care îl trage din fața câinilor, care are o stare de neliniște permanentă, cățelul nu ajunge să fie atât de liniștit. Adică ok, deci e conexiunea asta care influențează. Da, are legătură. Câinele se formează, am observat, se formează după om. Preia din energia omului, din obiceiurile, din ce vede. Practic se integrează în haita asta cu două picioare și ajunge să fie după modelul omului de care se leagă, care nu-i neapărat alfa. Uneori copiază omul care îi dă răsfăț și ajunge să semene cu acela. Se leagă cumva mai mult de el. Da, asta este un subiect vast și mă rog, ar fi de interesant de discutat cu un psihoterapeut. Tu ești psihoterapeut, specializat pe traumă. Pe lucru cu traume, da. Ce înseamnă asta? Adică lucrez practic cu oameni care au trecut prin experiențe traumatice pe care n-au reușit pe parcursul vieții să le vindece, să le integreze și să poată să funcționeze din nou dintr-un spațiu interior sănătos și îi ajut practic să se uite către acele experiențe și să poată să meargă mai departe, dincolo de condiționările care au plecat de acolo. Ce e trauma? Adică vorbim de traume, nu știu, am avut un accident, mi-a murit mama când eram mic, așa, sau vorbim și de lucruri continuate, cum ar fi o relație toxică, nu știu cum să-i zic, eu nu am termenii de specialitate, cu un părinte, adică o viață cu un părinte alcoolic, de exemplu. Și asta este o traumă?
Da, pot să fie traumele, să zic, majore pe care poate le putem identifica mai ușor, cum ai spus, un accident care îmi pune viața în pericol, faptul că trec printr-o pierdere bruscă a unei persoane pe care o iubesc, abuzuri fizice, sexuale, emoționale, violență în familie, să am un părinte alcoolic, da, care să nu mă poată îngriji cum am nevoie, să nu poată oferi conexiunea, siguranța de care am nevoie în relație cu el. Și pot să fie și situații în care, spre exemplu, pe o perioadă mai lungă de timp, trăiesc anumite experiențe dificile, cum ar fi părinți care nu se înțeleg și există agresivitate, inclusiv verbală, între ei. Nu e nevoie să se ajungă neapărat la agresivitate fizică, unde există conflicte intense, după care rămâne acea tensiune între ei și nu știu niciodată când poate să apară un nou conflict și, mai important de atât, nu e nimeni care să mă ajute să mă reglez după ce asist la acele situații conflictuale între ei, să pot să mă simt eu în siguranță. Și de multe ori ce am observat și în terapie e că percepția e că părintele de sex feminin, mama, e partea vulnerabilă, e pusă în pericol. Și atunci riscul e și la faptul că dacă o pierd pe mama, eu nu o să pot să supraviețuiesc, că în principal atașamentul e în relație cu ea și e o frică pe care o trăiesc la adresa propriei mele existențe, chiar dacă nu e îndreptată spre mine neapărat agresivitatea celuilalt părinte. Deci, practic, așa foarte generic vorbind, traumele sunt diferite de experiența externă care se întâmplă sau evenimentul extern. Uh-huh. Una e evenimentul extern și apoi e ce se întâmplă în interiorul meu raportat la ceea ce trăiesc. Care evenimente pot avea efecte diferite asupra diferitorul oameni, exact. Nu mă gândesc. Exact. Și ce se întâmplă când are loc trauma în interiorul meu e că apare o splitare sau o fragmentare în care eu, ca să pot să supraviețuiesc, pentru că nu pot să gestionez, nu pot să procesez evenimentul sau evenimentele de pe o perioadă mai lungă de timp, apare această splitare în care, practic, încapsulez undeva acele emoții dificile pe care nu le-am putut procesa, dezvolt mecanisme de supraviețuire absolut necesare care să mă țină departe de acele emoții dificile pe parcursul multor ani până la vârsta adultă, și rămân sigur și resurse, capacități sănătoase care să mă ajute să mă pot bucura de viață în ciuda acelor experiențe, doar că dacă trece foarte mult timp fără să le adresez, ce se întâmplă este că acele mecanisme de supraviețuire devin foarte rigide și atunci observăm în relații, spre exemplu, tipare care se tot repetă și care practic îmi atrag atenția că e nevoie să mă uit la ceva mai dureros, mai din spate. Iar acele emoții, chiar dacă nu ne uităm la ele, ele sunt în continuare și ne ghidează, ne influențează alegerile și acțiunile. Oare există oameni care n-au traume sau toată lumea? Din punctul meu de vedere, nu. Nu, nu cred că e posibil, mai ales că abia acum cumva începem să fim mult mai atenți la zona asta de dezvoltare personală, de autocunoaștere. Oamenii sunt mult mai deschiși să meargă în procese de terapie și din dorința de a le fi lor mai bine, și mulți părinți spun că apare intenția asta când iau contact cu copilul lor și văd acolo anumite triggere, mm-hmm, care se declanșează și nu vreau să duc mai departe poate ce suferință am trăit eu, da. E valabil și la câini, să știi, pe un alt profil psihologic, că-s destul de diferiți câinii de oameni, deși noi credem că, mă rog, încercăm să ne păcălim cum că ar fi un fel de prelungire a noastră câinii, dar nu, câinii sunt altceva. Sunt niște tovarăși de viață, dar nu sunt oameni. Dar și la ei trauma, într-adevăr, poate să ducă la trauma care se poate întâmpla oricând în viață și se poate să ducă la niște modificări de comportament care, dacă nu sunt adresate la timp, ajung pattern-uri și este foarte greu să o mai rezolve. Adică un câine care, nu știu, a fost bătut când era mic și s-a mușcat, dacă după aceea nu-i socializat,
cel mușcat și arătat că de fapt aia a fost o situație unică și de fapt nu așa se întâmplă lucrurile, ajunge să fie un câine foarte anxios cu alți câini, de exemplu. Și este, dacă asta se întâmpla la un an și cățelul are 8 ani, e foarte greu să-l mai aduci înapoi, că el a învățat că așa se trăiește. A trăit cu trauma și a învățat să trăiască cu ea și e foarte greu să-i mai aduci înapoi. La oameni se întâmplă la fel, e mai eficient lucrul cu psihoterapeutul când ești cu mai cât tânăr e mai sau... Da, cu cât reușim să intrăm în proces mai curând, cu atât sunt șanse mai mari datorită neuroplasticității să putem să integrăm acele experiențe și să rescriem anumite tipare pe care le-am dus cu noi toată viața, nu știu, perfecționismul, strategia asta de people pleasing, da? Să mulțumesc pe toată lumea. Asta sau... cred că e caracteristic românilor. E de la ce zice lumea și să nu mă faci de rușine și atunci ai niște programe inserate de când ești mic. Da, da. Care începe cu să nu-mi supăr părinții în primul rând și după aia să nu supăr pe altcineva, să nu dezamăgesc. Sau un alt tipar foarte frecvent întâlnit e să evit situații necunoscute, să evit situații care sunt provocatoare, unde nu am certitudini, nu am siguranța că lucrurile or să fie ok dacă... Iarăși o caracteristică mie mi se pare de neam. De evitat situațiile noi, mm-hmm. Ne e frică de situații noi. Foarte multă frică, paralizantă, exact. Da, e o cultură care cred că, pe care cred că o avem în gene. Deja, da, poate lucrurile lor se schimbe. Am câteva întrebări legate de motivația oamenilor și de modul în care interacționează oamenii cu câinii pentru care aveam nevoie de un psihoterapeut, că eu... să zicem psiholog de câini, format la locul de muncă, dar mă apuc acum, încep la întâi un master în etologie, o să fiu psiholog de câini cu acte. Felicitări! Da, de-abia aștept. E foarte frumos, e de la Universitatea de Medicină Veterinară din Cluj. Ok. Un program super fain. Cred că există astfel de program. Da, se cheamă Etologie și interacțiune om-animal. Okay. Un program în engleză, ceva foarte rar am căutat, eu caut de ani de zile ceva de genul acesta. Adică și ok, miile mele de câini m-au învățat foarte multe lucruri și experiența e minunată, dar ai întregi informație științifică și efectiv nu găsești. Poate prin state am găsit niște programe, dar erau, ai nevoie de partea practică, la Cluj pot să mă duc să... Eu nu poți lucru cu câine, n-ai cum, sau mă rog, lucru cu animale, n-ai cum numai teorie. Da. Și atunci m-am bucurat foarte tare, da. Super. Așa. Deci eu cu psihologia canină, să zicem că încă învăț, dar am văzut multe. La psihologie umană am văzut multe pentru că n-au orice câine are niște oameni atașați. Mm-hmm. Să sperăm că toți ajung la un moment dat să aibă niște oameni atașați. Da. Dar na, eu nu sunt psiholog. Și am niște întrebări. Cum ar fi? De ce crezi că... Asta e o situație cu care mă confund foarte des. Oamenii înzestrează câinii cu sentimente umane. Că cumva ei sunt convinși, câinele ăla simte exact cum simt ei. Și gândește și are aceleași emoții și așa. Ceea ce, tehnic vorbind, nu se întâmplă. De ce se întâmplă asta? De ce fac oamenii asta? Știu că e un fenomen care se numește, dacă nu mă înșel, antropomorfism sau antromorfism. Nu știu sigur termenul, dar e despre dorința noastră, cumva de înțeles, că atunci când legăm această relație de atașament cu câinele, e mai ușor să relaționăm cu el proiectând pe el emoțiile noastre umane, pentru că ne e mai ușor să le și înțelegem pe de o parte și sudează cumva mai bine relația, că e ca și cum mă conectez cu el la un nivel pe care îl cunosc, e ceva familiar acolo. Și mai ales din ce am observat, asta poți să-mi spui și tu cum ai observat-o, e despre faptul că și câinii simt emoțiile pe care noi le simțim sau cel puțin simt o formă de activare. Nu știu dacă, evident, nu e la un nivel rațional sau
conștient de mama simte frică sau simte tristețe, dar simt că ceva se schimbă în dispoziția stăpânului și atunci își modifică, din ce am observat, și comportamentul în relație cu tine și poate și de acolo e mai ușor să cred că simte tristețea sau frica pe care o simt eu și simt cumva că suntem împreună în asta. E o formă acolo de uniune poate mai apropiată. Căței simt schimbările de stare ale stăpânilor pentru că mirosim altfel în primul rând. Uh-huh. Avem ei nu sunt telepatici, doar ei citesc foarte mult pe fizic și citesc expresia facială, citesc tonalitatea vocii, citesc poziția corporală. Citesc, plus mirosul, care este simțul lor principal, și atunci noi mirosim în funcție de emoția pe care o avem, noi mirosim în alt fel. Asta, apropo de câinii te simt când ți-e frică, da, pentru că transpiri și scoți un anumit miros pe care nu-l simțim noi, dar îl simt imediat și ăla este... Ok, deci sunt aceste semnale... Sunt niște semnale fizice, corpului, fizice, de fapt, pentru ei. Ok. Uite și anxietatea câinii... Asta e o problemă cu care mă întâlnesc des. Sunt câinii care devin anxioși pentru că au stăpâni anxioși. Uh-huh. Asta era un subiect iară pe care aș vrea să-l abordăm. Dar ei, anxietatea în sine, nu o văd cum o vezi tu ca psihoterapeut. Nu, ei văd ca un stăpân neliniștit. Da. Și ei văd că stăpânul este mereu neliniștit. Uh-huh. Și atunci lor stăpânul le dă o stare constantă de pericol. Da. El este omul în care au încredere, care se ocupă de siguranța lor, e liderul de haită. Dacă e, că de ce mai multe câinele, asta e altceva. Oricum, e omul lor, că e liderul câinele, că e liderul omul, ei au o echipă acolo și se bazează pe celălalt. Și dacă celălalt este într-o stare continuă de neliniște, câinele va sta într-o stare continuă de urmează să se întâmple ceva. Da. Și asta îi creează o stare de anxietate. Adică câini care ajung să fie foarte... speriați de câini, tocmai pentru că stăpânul tot timpul i-a smucit, i-a tras, i-a retras, s-a panicat, aulă, vine un câine mare, te iau în sus, fug cu tine și atunci, aulă, câinii înseamnă că sunt pericol, că așa mi s-a spus și câinele devine anxios. Da, da. Dar a citit asta, adică n-a văzut-o telepatică nici la oameni până la urmă, dacă tu nu te simți bine și stai cu mine în casă, eu s-ar putea să văd, dar nu o să-mi dau seama exact ce se întâmplă cu tine, nici câinele. Și cu siguranță nu o să mă simt și eu, nu o să mă simt bine, pentru că așa, nici câinele nu o să facă asta. Dar ce e bine ce să se întâmple relația asta de uniune, comunicare și așa, dar oamenii au tendința să asocieze, să creadă că căței au emoțiile lor și să evită să-i pună niște situații sau să-i pună niște situații crezând că se rezultatul este rezultatul este la fel ca la oameni. Câinii ne dorindu-și în multe cazuri același lucru ca oameni. Canide, noi suntem primate, așa. Au tendința să analizeze gesturile câinilor sau comportamentele în registru uman. Filtrelor noastre, da. Cel mai bun exemplu este cu aia, câinele care mă apără. Că dacă stăm aici și se apropie cineva, câinii se apucă să dea la toată lumea, ceea ce ea nu o să facă niciodată, pentru că este un câine echilibrat și relația aici e corectă, dar se apuce să se dea la toată lumea, că nimeni să nu pentru se apropie de tine. Okay. Da. Câinii nu te apără decât dacă sunt un câine de pază, în primul rând, trebuie să aibă setarea asta, că un câine de întorsoi nu o să se apuce să se dea la urs. Și nu fac pază singuri. Adică ei fac pază dacă li se spune să fac pază, să facă pază. Dacă stau cu 5 carpatini lângă mine și vii tu, nu o să sară nimeni la tine, că deși ia niște câini de pază. Lor trebuie să li se spună, pentru că dacă eu sunt liderul de haită și eu spun că chill și nu este nicio amenințare, câinele stă stand-by, că nu e nicio amenințare. Cum ar fi să mă repet, să mai ai niște carpatini care se repede la toată lumea? Deci cumva interpretările sunt în interpretările baza sunt, pe care da. Le știm despre noi ca oameni și le exact. Și e un comportament care de fapt spune că relația între cățel și stăpân este incorrectă și că cățelul ia decizii singur pentru că stăpânul îi aparține. Da, da, da. Sau este câinele gelos. Gelozia este un sentiment foarte complex. Nu, câinii nu sunt geloși, sunt posesivi. E pentru o posesivitate, că, exact, da, am este observat fix. Și eu. De ce crezi că și-au oamenii căței? Care-i motivația pentru care? Pentru că de multe ori mi se pare o motivație egoistă.
Și de acolo încep să apară foarte multe probleme. Uite, teoria mea, care nu sunt de specialitate, dar din ce am observat, este că oamenii își iau câini pentru că cu ei pot să-și satisfacă nevoia de afecțiune și câinii nu pot să ceară ce au ei nevoie de fapt. Știi că la un partener de viață, acolo trebuie să-i și dai ce îi trebuie. Câinele e asta, câinele te iubește necondiționat. Ok, te iubește necondiționat, e perfect adevărat, dar nu e corect față de el. Adică trebuie să dai și tu ce are câine nevoie, care s-ar putea să nu fie același lucru cu ce de fapt ți-ai dorit tu să-i dai. Da. Cum ar fi, uite, văd la toate anunțurile de adopție, trebuie să aveți câine în căutare de canapea, de loc pe canapea. Câine nu-l interesează locul pe canapea atât de mult cât îl interesează socializarea, mișcarea, activitatea cu stăpânul. Sunt lucruri mai importante. Iar în funcție de profilul lui, de rasă, de istoric, de vârstă, de așa. Hai să-i dăm câinelui, să înțelegem câinele. Mie mi se pare că atunci când iubești pe cineva, și asta e valabil, uite, am putea să exersăm pe câini ca după aceea să aplicăm asta în relațiile noastre cu oamenii, când iubești pe cineva trebuie să-l înțelegi, să-i dai ce-i trebuie. Ce are nevoie. Valabil la câini, la copii, la partenerul de viață, la prieteni. Nu te iubesc pentru că mă faci să mă simt bine. Ok, dar ai și tu niște nevoi, eu cum te fac pe tine să te simți bine? Da. Și e corect? Adică crezi că de asta și au oamenii câini? De multe ori poate să înceapă din motivații egoiste, să zic, sau individuale. Mă gândesc la nevoia asta de conexiune, știi, de afecțiune, de a mă simți poate mai puțin singur, dacă sunt și într-o perioadă dificilă, poate să mă ajute prezența unui și câine, apropo, și de rolul lor terapeutic de multe ori. Și recunosc că asta a fost și la mine. Adică am observat în timp și câinii, nu am copii încă, dar a fost o oglindă foarte bună pentru mine în sensul ăsta, pentru că mi-am dat seama că o perioadă de timp după ce a venit în viața mea era foarte mult despre nevoia mea de a sta în contact cu ea, știi? De a o lua pe canapea lângă mine, să stea lipită de mine sau... cumva era tot în nevoia asta, știi, de afecțiune și de contact fizic, care e o nevoie care mi-a lipsit în trecut și pe care inconștient încercam să o satisfac prin contactul cu ea. Și mi-am dat seama ulterior când, spre exemplu, venea tata în relație cu ea. Și el, spre exemplu, lui vine cel mai natural să joace cu ea, știi, să-i arunce jucării, să o plimbe, să se amuze cu ea, știi, e și o latură pe care o văd la el, pe care mi-aș fi dorit-o, apropo de oglindă, și în relație cu mine, mai ce și fetița lui Tătuțu și atunci toate triggerele mele sunt în cer. Și a fost un lucru personal acolo după ce am observat asta. Și mi-am dat seama că eu nu eram la fel de conectată la nevoia ei, știi, de joacă, de spațiu, știi, dacă ea vrea să nu stea pe canapea și să stea oriunde în altă parte în cameră, să aibă toată libertatea să facă asta, știi, și să devin eu mult mai confortabilă cu apropiere, distanță, care știu că e lucrul meu personal, știi, și să fiu, cum spui și tu, mult mai atentă la ce are de fapt ea nevoie să primească în momentele alea. Știi, dacă vrea la o plimbare, dacă vrea joacă, dacă vrea pur și simplu să fie lăsată în pace să doarmă sau să-și vadă de ale ei sau să vină ea și să ceară contactul când simte. Și de asta și e un câine foarte fain pentru definiția mea, în sensul că e o combinație foarte bună între a veni să ofere și să ceară afecțiune, dar și să aibă spațiul ei și să-și vadă, se joacă singură cu jucăriile, stă pe spate și le aruncă singură. Are o formă de autonomie când vrea să se distreze. Și cu asta a fost ceva ce am observat la mine și sigur că poate ne vine mult mai natural, știi, să ne dăm seama de nevoile noastre, mai ales că ea nici nu poate să vorbească, un câine nu poate să vorbească, să zică eu acum am nevoie de asta. Și mi-e mult mai ușor să proiectez sau să mă gândesc că dacă eu vreau să mă joc cu ea acum sau vreau să o țin în brațe, e și nevoia ei și e important să putem să o vedem ca pe o ființă separată cu propriile nevoi. Și pentru mine asta a fost super valoros și în relația mai departe cu oamenii.
Și ce am mai observat a fost într-adevăr rolul ăsta foarte benefic într-o perioadă foarte grea emoțional, că m-a ajutat foarte mult prezența ei, știi, în, în casă cu mine. Și observam cumva comportamentul ăsta poate al ei în perioada respectivă de a fi mai aproape, știi, de a veni să se cuibărească, să inclusiv că dormim împreună în pat de multe ori și venea să se lipească, știi, și să-și pună capul așa pe mine sau pe pernă și a fost a venit cu foarte multă consolare sau alinare și înțeleg din cercetări că apropierea asta și mai ales momentele astea de conexiune când te uiți la ei, cu cât e mai prelungită, să zic, partea asta de contact fizic, se secretă hormonul oxitocină și crește pe măsură ce continui să o privești și ea pe tine, crește nivelul de oxitocină, care are rolul ăsta și în legătura asta mamă-copil de a crea legătura de atașament, știi, și de a avea rol de liniștire, de calmare, de siguranță în relația cu tine. Da, cred că cățeii, cred că sunt și pisicile, dar una cu cățeii dezvoltă o relație mai personală. Așa o simt și eu, da. Cred că sunt foarte benefici, da, și în, te ajută foarte mult în situații traumatice și am avut o clientă care mi-a devenit prietenă, care i-a murit brusc soțul, cu care avea o relație absolut minunată și prietenii au făcut cadou o bișoniță, pe care o cheamă Puffy. Așa. Care este, e o minunăție, la fel cum e Queenie, tot deșteaptă, seamănă, doar că este un bișon frize. Și a scos-o din, găsesc că e un șoc, mai ales când e o relație foarte bună, da. A scos-o din casă, efectiv, da, trebuie să duci, că e puiuț, trebuie să-l duci afară, trebuie să-l plimbi, trebuie să faci lucruri cu el, ajungi să socializezi, că na, mai vorbești cu oameni, cu câini, mai vin oameni, că ce drăguț e. Da. Și atunci, cumva, a pus-o, acum doamna e foarte bine și Puffy chiar a salvat-o, nu neapărat a salvat-o, dar a ajutat-o foarte mult și acolo am văzut și în multe alte situații, uite și la tine și la mine, că până la urmă și eu am trecut prin ceva prin care, prin lucruri prin care ar fost mult mai greu să trec dacă n-aveam câini. Așa am simțit și eu și inclusiv asta mi se pare foarte important ce ai spus, că și în zile în care n-aveam niciun fel de energie să fac nimic, aș fi stat în pat și atât, faptul că trebuia să o scot, să-i pun de mâncare, să-i ofer niște timp cât puteam la momentul respectiv, știi, de joacă, de contact, m-a ajutat foarte mult, pe de o parte, să nu mai fiu atât de afundată în emoțiile dificile pe care le trăiam și ritualurile astea zilnice, știi, de ieși din casă, că era frică, era ploaie, că ningea, că orice se întâmpla, știam că am partea asta de disciplină cu ea și a fost din nou ceva foarte important în perioada respectivă, știi, să mă scoată un pic din episodul ăla greu. Da, care din fericire a fost doar un episod, dar în cazul oamenilor care au depresie, crezi că un câine poate să ajute? Cred că poate să ajute și înțeleg tot așa din ce am mai citit legat de asta, că și anxietatea și depresia sunt ameliorate în momentul în care îngrijești un cățel și cred că e și partea asta de responsabilități punctuale pe care le poți face. Sigur, acum cred că dacă ai un câine foarte energic sau care are nevoie că foarte solicitant, și mai tare. E, cred că e greu să poți să susții nivelul ăla de energie, că nu ai resurse să o faci. Dar dacă ai un cățel sau o pisică sau nu știu dacă alte animale sunt la fel de conectate, nu mă pricep, dar cel puțin la câini, că doar câini am avut, ce am observat e partea asta de suport emoțional foarte important și faptul că îți dă așa o rutină zilnică pe care să o, să o urmezi, mai ales dacă ai un câine care nu e atât de dificil de îngrijit cum e un corgi. Asta voiam să spun, că na, dacă ai o perioadă depresivă și ai nevoie de ajutor, în afară de mersul la terapeut,
Da, un cățel de energie mică, medie ar fi bun. Da. Tocmai pentru că, într-adevăr, dacă tu n-ai energie și nu prea-ți vine să ieși din casă și n-ai chef să socializezi cu nimeni, mm-hmm, și ți-ai un pui de labrador care îți mănâncă creierii în e apartament. E foarte drăgălaș de altfel. Da, așa. Adică risc să, într-adevăr, să... Și am întâlnit situația asta în care... Oricum, efectul unui pui, dacă mai are și multă energie, mai ales în perioada asta inițială, când poți să o scoți din casă, poate fi traumatizant. Adică te apucă disperarea la un moment dacă nu știi ce să faci cu el. Da, și dacă tu deja nu ești într-o formă foarte bună psihică, e ca și cum ai turna gaz pe foc. Deci da, o idee foarte bună de câine. Luați-vă câine. Și îți dau și un scop. Știi? Exact. Mă uit și dar aveți pentru... grijă ce câine. Da, exact. Fie când treci prin perioade dificile, o pierdere sau determinată de alte lucruri care se întâmplă în viața fiecăruia și inclusiv oamenii care ies la pensie și de multe ori au sentimentul ăsta că nu mai au un scop, știi? Mă uit și la ei mei când e câinii acolo cu ei, e cu tot o altă energie în casă, știi? Și în relația lor, clar. Nu cred că am văzut vreodată râzând atât de mult împreună. Dar e și scopul ăsta pe care ți-l dă, că știi că ieși la plimbare, o observi să vezi cum, nu știu, e curioasă să descopere lumea, cum da, vine... e ca și cum ai avea din nou un copil, da, dar numai că nu e chiar atât de complicat. Nu e atât de complicat, dar... Da, și dar la fel ca da, la fel ca și la oamenii cu depresie și alte probleme medicale. Că e tot, trebuie spus asta tot timpul, că presia e o problemă medicală, e ca și cum ai avea, nu știu, ceva la ficat. Adică e, nu trebuie să terminăm cu stigma, de fapt, cu paranteză, cu stigmatizarea asta a problemelor că psihologice. Că dacă vrei, ești de acolo, e da. E o afecțiune medicală. Este ca și cum ai ceva cronic la, nu știu, la stomac, ai gastrită, ai depresie, e o gastrită pe altă parte, trebuie tratament, se rezolvă dacă câtă vreme, mai ales să-ți accepti. Da, că te confrunți cu asta și e greu. Am avut de-a face într-un mod foarte intim, ca să zic așa, cu oameni cu depresie și am văzut că dacă nu accepti problema, adică primul pas este să îți dai seama că ok, asta trăiești, da, am o problemă medicală, din nou. Nu e așa, altfel n-ai cum să o rezolvi, iar situația devine din ce în ce mai grea cu timpul. Revenind la ce voiam să zic de seniori, iarăși, ca și la oamenii cu fără multă energie și așa, nu le luăm părinților labradori. Nici ciobănești mioritici, nici vișla. Deci, mai greu. Bigalogarii, așa. Luăm câinii cu energie joasă, eventual adulți și iarăși, uite, și pentru oamenii care nu au multă energie și nu se simt foarte bine psihic și așa, și pentru seniori, e o alegere foarte bună să câinii adulți. Poți să iei sau să adopți. Să adopți deja un câine adult. Că îl vezi. Un câine adult îl vezi ce temperament are și deja ai scăpat de partea asta de care te stoarce de energie și de partea ai făcut în casă și de rost și nu știu ce. Și ai un plus de, practic, faci un bine și asta îți aduce în sine foarte multă fericire. Că, uite, mă uit la tine, în afară de faptul că mi-ai la tine la cățel, zic, în afară de faptul că m-ai scos și că mi-ai dat un scop și așa, păi te-am și salvat. Da. Deci, psihic, vine asta aduce cu... un aport de neprețuit, mi se pare. Împlinirea asta, da. Deci, metiși sau nu numai adulți care au nevoie de o casă, sunt o alegere foarte bună. Da. Zi-mi, eu te tot urmăresc... Și deși mă pasionează, în mod evident, partea psihologică, am și nevoie de ea pentru că lucrez foarte mult cu oamenii. Că nu poți să faci un câine să fie în regulă dacă oamenii nu sunt în regulă. Nu lucrezi cu oamenii, exact. Tu tot vorbești de constelații ale intenției. Da. Ce e aia? Sunt o metodă de lucru cu traumele. Și e o metodă de grup, se poate și individual, dar mai ales în grupuri am observat că sunt rezultate foarte profunde, în care practic ce faci, spuneam că în urma unor experiențe traumatice, când are loc această traumă psihică în interiorul nostru, apare fragmentarea și avem, așa simplu spus, cum zice Franz Rupert, care e și creatorul metodei, avem părți supraviețuitoare, toate mecanismele noastre de supraviețuire, care se dezvoltă și ne ajută să mergem mai departe,
partea asta rănită, unde avem toate emoțiile dificile pe care nu le-am putut metaboliza, și partea sănătoasă, unde sunt resursele noastre interne. De la creativitate, la flexibilitate, la claritate, să vedem realitatea așa cum e, la entuziasm, la curiozitate și așa mai departe, care rămân acolo într-o anumită proporție în funcție de contextul în care s-a produs trauma. Și practic aceste părți din noi, noi le punem în reprezentare, spunem, în această constelație, în care practic se începe prin a ne pune o intenție. Eu vreau să am încredere în mine, sau eu vreau să vindec o anumită traumă, sau vreau să am o relație mai bună de cuplu, sau cu mama, sau cu tata, sau orice simți că e relevant și important pentru tine. Și pentru trei cuvinte, inclusiv cuvântul eu din această intenție, tu practic o să alegi o persoană din grup care să reprezinte acel cuvânt. Ce înseamnă asta mai concret, că nu e doar o care reprezintă cuvântul, e că ea va reprezenta o parte din psihicul tău, rezultat în urma acelor experiențe traumatice. Și ce ai ocazia să vezi în cadrul constelației e cum arată practic dinamica asta internă în tine, în urma diferitelor experiențe pe care le-ai trăit. Și pe parcursul constelației ce se întâmplă e că această dinamică se schimbă și asta se reflectă ulterior în cum începi să te raportezi la realitate, pentru că lucrurile se schimbă la un nivel profund și în interior. Și ce zice Franț e că o astfel de constelație te ajută, să zic, să treci mai repede sau să catalizezi niște etape prin care îi trece, să zic, într-un proces individual și să îl treci mai repede prin el. Adică un proces individual de 3 luni ar putea să fie reglat mai rapid într-o constelație, ceea ce nu este despre 3 pași să-mi rezolv toate traumele în 6 luni. Da. Nu cred în asta și nu asta e ceva ce vreau să dau de înțeles, ci mai degrabă că e un lucru foarte profund care se întâmplă în constelație și susținerea grupului contează foarte mult, că e și acolo un spațiu în care poți să primești de la oameni acceptare, multă susținere, poți să vezi că și alți oameni au trecut prin lucruri similare și din nou, e altă conexiune care se poate crea și de multe ori au plecat cumva oamenii sudând relații de prietenie. Deci e practic o modalitate prin care să poți să adresezi anumite experiențe traumatice. Da, iar eu cred că grupul ajută foarte mult. Foarte. Știi că terapia care e esențială, clar, ca să te reglezi, adică nu e suficient să duci la o constelație a intenției și mi-am rezolvat problemele după ce eu toată viața, nu știu, m-a bătut tata. Exact. Așa, și am funcționat după asta. Dar terapia se face individual. Ești tu cu terapeutul și, mă rog, acolo se împărăște lucruri, tu știi mai bine, dar cred că lucrul ăsta în grup mi se pare o completare foarte bună. Da. Pentru că până la urmă suntem... E mai greu să te duci acolo din prima. Dacă n-ai trecut niciodată printr-o terapie individuală, poate să pară un fricoșător să mă duc acolo și să văd toate emoțiile și dacă nu pot să le duc și dacă e copleșitor și ce or să zică oamenii aia despre mine. Adică apare astfel de povești pe care mintea și le spune. Dar partea frumoasă a metodei e că poți să mergi în constelație până unde simte psihicul tău că ai resurse. Și acolo de obicei se încheie, nu mai apare nicio modificare în constelația respectivă și e un semn că astăzi până aici pot să integrez. Adică nu e riscul de retraumatizare, mai ales dacă e un spațiu sigur, ceea ce și ghidat e foarte de important profesioniști. Și ghidat de cineva care are grijă la... La asta. Nu a venit cineva de la adunat de pe mese să facă constelația intenției. Adică acolo sunt niște oameni care știu exact ce fac. E foarte important, da, omul la care mergem. Da, știu. Are vreo legătură sau ceva în comun cu constelațiile familiale? Da, a fost, dacă vrei, desprinsă. Metoda intenției a fost desprinsă din constelațiile familiale. Diferența e că aici, în cele ale intenției, practic alegem reprezentanți pentru părți din interiorul nostru. În constelațiile familiale alegi reprezentanți în constelație pentru
tine, pentru membrii familiei, mama, tata, pot să mă duc până la 7 generații în spate. Între timp mai am un modul și închei și formarea constelațiilor de familie, le-am descoperit acum, cred că 2 ani. Și la fel cred că se completează foarte bine una pe cealaltă. Știu, citeam la o prietenă pe Facebook postare foarte revoltată despre, dom'le, astea sunt niște șarlatanii, niște constelații familiale, nu știu ce la, nu știu ce metode de așa. Nu pot să zic asta fără să le încerci. Uite, eu sunt cel mai rațional, pragmatic și cu picioarele pe pământ om posibil, adică nu... Nu chiar cel mai, pentru că eu cred că zodia săgetător are o influență asupra felului meu de a fi. Împărțim o zodie, înțeleg. 95% din super pragmatic și na, oamenii care mă cunosc știu asta. La mine 1 plus 1 fac 2, lăsați-mă cu vrăjeala. Acum mulți ani, 2000, cred că se fac 10 ani de fapt, o prietenă, eu aveam multe probleme cu băiețelul meu care are și ADHD și Asperger și așa, și care acum e foarte ok, dar pe vremea era foarte greu cu el. Nimeni nu-i punea vreun diagnostic, asta, de fapt asta a fost cel mai greu, că nu înțelegeam ce-i cu comportamentele astea și toată lumea spunea mine nimic, toată lumea însemnând psihologi, psihiatri, așa. Și m-a luat un pic tremurat, nu mă să aminte, apropo de traumă, a fost greu, chiar a fost, Matei a fost foarte greu. Imaginez. Revenind, eram într-o situație chiar foarte grea din multe puncte de vedere numai asta și o prietenă care este de asemenea extrem de rațională și de, nu, așa, m-a adus, hai cu mine, la constelații familiale. Uh-huh. Dorina Mocanu, care e o minunăție și care mi-a schimbat viața. Unde eu când m-am dus, eu, om serios, adică... Ce se întâmplă aici? Și mă uitam, ce aveți, mă, știi, circul ăsta, așa, așa. Primul rând, când am ajuns, toată lumea s-a îmbrățișat cu toată lumea, inclusiv cu mine, care nu apreciez genul ăsta de abordare, să mă îmbrațe, mă cunoști, imediat. Adică... Da, da, da. Stați-mă. Așa, și așa mi s-a părut o adunare de exaltați acolo. Și au început să întâmple lucruri. Și după aia mi-am făcut și eu constelația. Și a fost o experiență absolut wow, la care n-am avut nicio explicație. După care, peste o lună, Matei a început să meargă singur la școală, cu care stăteam în banca de 3 ani. Și după care a apărut soluția. Da. N-am nicio explicație. Acum, prietena mea poate să spună că este vrăjitorie și nu știu ce, dar eu de atunci am mers de fiecare dată când a venit Dorina la Constelații, Dorina stă în Spania. Experiența cu Dorina a fost extraordinară, numai pentru că ea este foarte bună pe asta, ci și pentru că ea a venit acolo cu tot, Dorina are, nu știu, 70 și un pic de ani, așa, bine, într-o formă. N-am mai venit de mult și mi-e foarte dor de ea, dar... Ea a venit, venea în evenimentele astea și cu toată experiența ei de viață. Sigur. Și plecai de acolo cu, nu numai că ți se rezolvau problemele, pentru că mi s-au rezolvat foarte multe probleme la constelații. Din nou, eu sunt o ființă foarte pragmatică. Pot să fac o listă cu lucruri care mi s-au rezolvat după constelații. De ce s-au rezolvat? Nu știu. Că o fi vrăjitorie. Dar, dar s-au rezolvat. Deci mie mi se pare, dacă ceva funcționează, e perfect. Eu sunt, mai stau, spun întrebări, dar de ce, cum, stai că m-a păcălit? Soluția vine din afară, nu vine de la mine. Vine și de la mine. Că e clar că se lucrează pe partea psihologică. Nu vine ceva cu baghetă magică. Sigur. Acolo se lucrează pe partea psihologică. Și vin soluțiile, evident, din mai multe părți, dar lucrurile se schimbă și sunt așa și, da, ok, e vrăjitorie, da, funcționează. Cred că e foarte greu, da, pentru cineva care n-a trecut printr-un astfel de proces, să înțeleagă ce se întâmplă efectiv acolo, că e fenomenul ăsta al rezonanței, știi, când alegi pe cineva să fie reprezentant în constelația ta, dacă cineva se uită sau povestești cuiva, poate să fie, asta sună așa ca o piesă de teatru, știi? Dar ce se întâmplă în interiorul tău când intri în rezonanță cu celălalt, e ceva ce doar trăind
asta spun și oamenii care vin pentru prima oară la Constelații, eu nu înțelegeam ce se întâmplă aici până când n-am fost efectiv în situația asta. E o experiență pe care merită să o ai. Și acolo poți să vezi cât de real și autentic e tot procesul, că nimeni nu se preface sau nu zice lucruri, nu știu, pur și simplu pentru că... Da, e o experiență. E o experiență, iar oamenii pe care i-am văzut eu la Constelații sunt oameni ca noi, adică nu suntem de aia de ardem, nu știu ce, oase de găină în fața casei la miezul nopții, da. Că sunt niște oameni normali. Dar, într-adevăr, facilitatorul cred că e foarte important. Și partea asta legată de constelațiile de familie, știu că au tot fost discuții legate de instrumentul efectiv de lucru, în contextul în care a plecat practic de la oameni care încălcau anumite principii de etică. Și atunci cred că e important să facem diferența asta între omul către care mergem, care e important să vină prin recomandare, să putem avea încredere în el, știi, și să avem încredere și în instinctele noastre. Dacă mă duc acolo și simt că ceva nu e în regulă, să am încredere în instincte, doar că, na, în funcție de istoricul de viață, instinctele alea poate să funcționeze sau nu. Și să putem să le ascultăm sau nu. Dar e diferență între metodă și persoana la care mergem. Cum spui și tu, că ai descoperit pe cineva în care să ai încredere și... Absolut senzațional. Un reper în viața mea. Să te simți în siguranță în primul rând acolo. Iar la Constelațiile Intenției sună foarte bine ce povestești tu, o să vin și eu. Cu drag. La terapie n-am fost niciodată. Eu am o încăpățânare de asta, că lasă că țin eu... îmi rezolv eu singură probleme, ceea ce am și reușit de obicei, dar uite, sunt, sunt instrumente de care chiar aș avea nevoie. Da. Mulțumesc, Alexandra. Și eu ție Queenie, mulțumesc. Tu ce faci acolo? Prima oară când s-a ridicat și ea după ce a dormit un pic. Ea a fost cea mai relaxată. Da. A fost o plăcere. Uite, ca o oră de terapie. Așa, mulțumesc mult. Eu mulțumesc. Pentru invitație.